Toate femeile care nu își pot închipui să iasă la plimbare fără o pălărie originală pe cap au fost invitate în acest weekend la un târg de colecție. Gazdele evenimentului au povestit lucruri curioase despre pălăriile de epocă și accesoriile care li se potrivesc. Pălăriile expuse aparțin colecționarei Oxana Munteanu. Unele din ele au fost cumpărate în Franța, altele în Germania. Unele au trecut neatinse prin perdeaua istoriei, altele au aparținut celebrităților din Europa. Le adun timp de 5 ani. Marea parte a fost cumpărată din Franța și Germania, de la târguri de anticariat. Cea mai veche este din secolul 17 și cea mai recent secolul 20 din secolul 21, când nu am niciuna. Sunt pălării de epocă pe care le-am restaurat și le-am accesorizat ținând cont de tendințele modei de ziua de azi. Și fiecare pălărie este însoțită și de bijuterie, de cercei. Sunt din pietre naturale și argint, iar pălăriile sunt accesorizate cu catifea și pietre naturale. Seara stilată cu mult gust și rafinament a fost condimentată și de cărțile poștale personalizate de Crăciun, executate de Viorica Nagacevski. Expoziția de astăzi este dedicată cărților poștale care le-am efectuat cu ocazia acestui eveniment de ajun de Crăciun. De fapt, am avut un alt scop. Am avut tendința să încurajez oamenii să procure cărți poștale, deoarece, din păcate, internetul astăzi ne-a luat pe foarte nepregătite și este foarte ușor să trimiți o felicitare electronică și cu mult mai greu este să te duci să bați la ușa unui oficiu poștal ca să trimiți o carte poștală care să-ți bucure ochii și sentimentele atunci când o primești și atunci când ea face parte dintr-un album de familie. Femeile au stat cu răbdare în rând pentru a aproba o pălărie, dar și pentru a-și alege o carte poștală personalizată pentru cei dragi. Pălăriile, în general, sunt un accesoriu la care am foarte mare slăbiciune. Îndeosebi din astea care au și o istorie, pentru mine este foarte interesant. Deci pălărioara care am probat-o este datată secolul XVIII și a fost procurată din Baden-Baden și zice doamna Angela că a văzut toate spectacolele din teatru din Baden-Baden. Îmi place chestia handmade, cu pietre naturale, ceva original, ceva pălăriile, un accesoriu care vorbește despre personalitatea femeii din sine, felul ei de a fi. E un, așa spors pălării, un gest aristocrat, aș spune undeva. Nu, no, ce să mai zic, e fain. Cărțile poștale, da, nu știu, sunt gânduri care au venit sau sunt gânduri de undeva, da, sunt foarte, foarte la temă toate. Adică n-am reușit chiar pe toate să le citesc, dar sunt foarte bine. Pălăriile de epocă accesorizate de Oxana vor fi o chestie exclusivistă și numai femeile care pricep în pălării, cunosc istoria pălării, își dau seama ce importanță să dea pălării, acelea vor putea să-și ia câte una și să o țină la loc de icoană acolo în dulap. Prețul unei pălării de epocă costă peste 100 de euro, iar o carte poștală o poți procura la preț de la 20 de lei.